Un elev de clasa a 6-a din Bistrița a ajuns la spital bătut și fără dinți. A avut o altercație cu un băiat cu 2 ani mai mare, care și-a încheiat pledoaria cu un picior în gura puștiului. Agresorul este cunoscut drept un copil problemă. Băiatul de clasa a 6-a abia ieșise de la ore când l-a abordat un coleg de la o altă școală. A urmat un schimb de înjurături, iar elevul de clasa 8-a și-a impus punctul de vedere dându-i un picior în gură. Nu știu, n-am văzut, dar a fost salvarea că l-a bătut pe un băiat. Un băiat de la generală a fost aici și l-a bătut. Eu așa am primit amenințări de bătaie, că nu ies eu din serviciu și nu... De la cine? De la tot felul de indivizi dubioși. De la licee, de la alte școli. Și copiii unde s-au bătut? Aici? Între blocuri. Adică aici, în fața chioșcului primată și pe-am plecat acolo pe intrarea Castanului. Este un lucru care s-a întâmplat în afara spațiului școlar. Se pare că în jurul chioșcului alimentar, este al nostru, din afara școlii, de pe strada Garoafei, unde niște elevi de la Generală 1, clasa 8-a, din câte am înțeles din spusele celorlalți copii, l-au așteptat pe un băiat de la școala noastră, l-au lovit cu brutalitate, se pare cu piciorul, cu tibia, am înțeles. Un echipaj smurd a transportat băiatul la spital. Băiatul era conștient, era în poziție șezând, avea 3 dinți rupți, maxilarul superior și emoragie la nivelul gurii. Agresorul este un elev problemă, cu nota scăzută la purtare. Pentru incidentul de joi, școala nu va putea să mai ia măsuri. Elevul are situația școlară deja încheiată. În schimb, cazul a ajuns în atenția poliției. La fața locului, polițiștii au identificat un elev de 14 ani care a agresat un alt elev de aceeași vârstă. Din primele cercetări, reiese că altercația a izbucnit în urma unor înjurături între cei doi copii. Mama minorului agresat a depus plângere la poliție și a fost întocmit dosar penal, urmând ca în funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale să se realizeze încadrarea juridică a faptei. Nu este pentru prima dată când un elev al școlii numărul 5 din Bistrița ajunge la spital. În urmă cu 3 săptămâni, un alt elev de clasa a 5-a a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce colegii l-au aruncat în sus și l-au scăpat.